Bună seara, doamnelor și domnilor. În această seară, ediție specială sub semnul întrebării. De obicei, dumneavoastră sunteți obișnuiți cu mine pe ecrane, pe micile noastre ecrane, luni, marți și vineri, seara de la ora 20:30, însă astăzi am avut o surpriză excepțională, extraordinar de plăcută din partea și a colegilor mei, dar mai ales din partea invitatului meu din această seară, care a vrut să facem împreună o ediție specială, nu-i așa, pe cea mai arzătoare problemă a județului Hunedoara, a Văjiului, și anume situația complexului energetic. Știți foarte bine că domnul inginer Michael Meltzer a fost demis la sfârșitul lunii trecute de către Consiliul de Administrație și, începând cu data de 3 mai, a fost numit un nou director general în persoana domnului Viorel Stancu, domnul inginer Viorel Stancu, care mi-a făcut deosebita surpriză de a fi în seara aceasta în fața dumneavoastră, în studiourile Capital TV. Vă salut, mulțumesc pentru că ați venit și ați ales să facem o astfel de emisiune, zic eu, destul de dificilă. Vă mulțumesc pentru invitație, bună seara și dumneavoastră și telespectatorilor, noroc bun ortacilor și multă sănătate tuturor. Domnule director general, deși cam cu o lună de zile înainte, o lună și ceva înainte, chiar și eu din acest platou am subliniat faptul că numirea domnului Michael Meltzer la conducerea complexului energetic Hunedoara, dacă nu a fost una, să zicem, păguboasă din punct de vedere al transmiterii unor imagini și a unor semnale în rândul populației din Valea Jiului, a fost cel puțin foarte comentată și foarte curioasă. O anumită parte din presa din Valea Jiului au arătat cu degetul spre coaliția aflată la putere atunci când au avut intenția să-l schimbe pe domnul Meltzer, spunând că a avut foarte multe și foarte mari realizări despre care vom vorbi în viitor, să vedem care e situația. În schimb, eu am salutat această schimbare și mă bucur că dumneavoastră ați fost cel care a fost numit în această funcție, pentru că noi așa ați mai fost director general interimar în două mandate, cumulând în cele două mandate cam 4-5 luni de activitate, și mă întrebam la vremea respectivă, domnule, de ce ați plecat, de ce ați fost demis, de ce v-ați dat demisia atunci și de ce acum s-a revenit la soluția Viorel Stancu? Pot să încerc să vă răspund destul de scurt. La prima numire ca director general interimar am fost numit pe câte o lună, deci din iulie până în august, apoi din august până în septembrie, societatea fiind într-un proces de selectare pe ordonanța 109, guvernanța corporatistă, a unui director general. Și erau depuse deja și se încheiase selecția pentru funcția de director general, iar până la o hotărâre a Consiliului de Administrație privind selectarea dintre cele trei dosare care erau atunci în discuție pentru director general, am fost numit pe perioade scurte. În luna septembrie 2015, Consiliul de Administrație a, după punctajul acordat pe dosare, l-a numit director general pe domnul Floruț, după ce mi s-a încheiat mie a doua lună de mandat. Iar în cazul celui de-al doilea mandat, după domnul Floruț a urmat acest mandat, dânsul și-a luat un concediu medical pe fondul unor divergențe cu Consiliul de Administrație privind întocmirea planului de management. Nu l-a întocmit la timp, a fost demis și am fost numit, să zicem așa, odată cu hotărârea acționarului de a intra în insolvență la finele anului 2015, în 28 decembrie, cu probleme foarte mari pe capul societății. E adevărat, la finele lunii februarie, deși administratorul special împrelungise mandatul care l-am avut inițial pe o lună, apoi cu încă 3 luni, după o lună de mandat, în urma discuțiilor purtate cu dumnealui privind modul de conducere a societății aflată în insolvență, nu am căzut de acord asupra soluțiilor propuse și vă aduceți aminte de acele mișcări de protest privind întreruperea temporară de activitate, reducerea programului de lucru. Chiar dacă eu am fost în fața oamenilor, am susținut această idee pentru că eram
cel care executa. Eram directorul general care era funcția de execuție. Hotărârile lua administratorul special. Eu le puneam în aplicare. Și mi-a fost destul de greu în momentul în care am înțeles că trebuie să-mi dau afară colegii, că trebuie să reduc salariul oamenilor cu aproximativ 20% în cazul în care lucrau 4 zile din 5, să continui activitatea pe acel post. Eu, având un respect, sper eu, reciproc față de colegii cu care mi-am desfășurat activitatea. Și de-a lungul activității am lucrat la aproape toate minele din Vale și cunosc pe foarte mulți, sau pe marea majoritatea minerilor din Valea Jiului. E adevărat că dumneavoastră aveți în spate o activitate de o viață în mineritul din Valea Jiului, ați fost inginer șef și pe la mina Livezeni și la mina Petrila. Petrila, director la mina Paroșeni. Mi-am început Paroșeni. Activitatea la Valea de Brazi în 1995, fiind promovat, să zicem, șef de sector, iar de atunci tot în minerit, bun, la aproape toate minele. De fapt, întrebarea mea se referă strict la următorul aspect. E normal, conform legii intrării în insolvență, a fost numit un administrator special care lua deciziile. Cum? Da, dânsul semna pentru societate. Bun, dar eu stau și mă întreb așa, administratorul ăla special care a fost, știți, la vremea respectivă discuția interminabilă și cu cântec, cine l-a impus pe administratorul special, ce influență au făcut ca acel administrator special să fie. Totuși, nu ar fi trebuit, el nefiind specialist în minerit, să țină cont de opiniile dumneavoastră și până la urmă ați intrat în divergență? Dânsul își lua sursele de informații din tot felul de zone și a adoptat viziunea altcuiva decât a mea privind activitatea la complexul energetic Hunedoara. Păi și el, omul ăsta, n-avea aceleași interese ca și dumneavoastră ca lucrurile să meargă spre bine și să se redreseze activitatea? Domnul Poliopol, aveam doi administratori atunci. Aveam un administrator judiciar numit de judecătorul sindic și un administrator special numit de acționar de Ministerul de Resort de care aparține, Ministerul Energiei. Planurile pe care trebuia să le pun eu în aplicare erau întocmite la înțelegere, în urma unor discuții purtate între administratorul judiciar și administratorul special. Exact. Nu tot timpul participam și nu tot timpul puteam să dau cu părerea. Bun, ce a fost a fost, ce a fost a trecut, lucrurile au evoluat din rău în mai rău. Până la urmă am avut un sfârșit de an și un început de an foarte friguros. Până la urmă, pe undeva Dumnezeu a ținut și cu complexul energetic și cu noi. A fost nevoie și de cărbune, a fost nevoie și de energie. La un moment dat a picat sistemul energetic național. Lucrurile au dovedit în acest început de an, mai ales că este absolut nevoie de continuarea funcționării sistemului energetic național și prin continuarea furnizării de energie electrică de la aceste două termocentrale, Paroșeni și Mintia, pe baza arterii cărbunilor din Valea Jiului. Acest lucru este clar, nu mai este tăgăduit de nimeni, totuși mai există anumite voci care, nu știu, așa, parcă ar fi, domne, tot timpul gică contra. Deci asta nu înțeleg eu. Niște cozi de topor, niște nu știu ce, domnule Meltzer ăsta a fost super erou, a plătit TVA-ul ca și cum n-ar fi trebuit plătit și el a plătit așa luptându-se cu zmeii și nu știu, cum vedeți toate acestea? Eu nu vreau să iau din meritele domnului Meltzer, dar noi suntem o societate meteosensibilă. Depinde de starea vremii. Pe dânsul, în luna ianuarie, l-a ajutat extraordinar de mult starea vremii și a obținut profit. L-am anunțat pe toate posturile și am făcut o... Au venit pe capul nostru o avalanșă de cereri de a li se plăti datoriile dacă avem profit. Am făcut profit o lună, iar din luna februarie am început din nou cu pierderi. Am beneficiat de un preț istoric pe megawatt oră vândut, deși noi trebuie să o recunoaștem cinstit. Ca și producție de cărbune, ca și producție de megavați, am fost sub nivelul anului trecut, la aceeași, comparat cu aceeași perioadă. Sub nivel. Vorbesc pe cifre și pe date concrete, nu spun povești. Foarte bine pregătit aici. Prețul... Haideți să clarificăm un lucru. Eu vreau să facem o emisiune de televiziune. Nu vreau să facem o ședință de a Consiliului de Administrație. Ok. Pentru că
fie acolo domnul Stamin Purcaru, sunt ceilalți membri ai Consiliului de Administrație, dumneavoastră sunteți director general, aveți corpul de control, îi puneți la lucru, bă băieți, vreți să mai stați aici? Ia apucați-vă și controlați perioadele, vedeți ce, cum, unde s-au dus banii. Eu, director general, mă la Consiliul de Administrație, eu nu vreau să-mi dați mie neapărat cifre în seara asta. Nu, eu am vrut să spun că nu spun povești, eu și vorbesc pe documente. Vreau să-mi spun așa, deși mă înjură unul Mihai Brezan Munteanu, că nu luăm telefoane în direct, când am fost deschiși la toate telefoanele în direct pe care le-am avut. Și mă mai înjură tot felul de oameni, dar urât așa, ca la ușa cortului. Nu-i bag în seamă. Dar eu, cel puțin prin activitatea mea de presă, am dovedit că tot ce s-a spus în emisiunile noastre, și de către invitat, și de către mine, s-a adeverit până la urmă. Drept pentru care nimeni nu vă bănuiește că nu spuneți adevărul. Cel mai puțin eu. Și eu vreau să fiu garantul acestui lucru. Da. Vă mulțumesc în acest sens. Perioada a trecut foarte repede. Dar luna ianuarie anului 2017 a arătat exact necesitatea funcționării complexului energetic Hunedoara cu cele două termocentrale. Zona de vest a României este o zonă deficitară din punct de vedere al producătorilor de energie. Știți foarte bine că mari producători sunt în sudul țării. Hidro, porțile de fier. Porțile de fier 1, porțile de fier 2. Complexul energetic Oltenia, Cernavodă, OMV, Petrombrazi. În partea asta este Mintia, este Paroșeniu, Ludușu, Iernutu și în rest niște mini hidrocentrale sau capacități mici de producție. Se produc pierderi mari pe traseu de energie și s-a dovedit clar că este nevoie de injecția de putere de la Mintia și de la Paroșeni. Bun, aici aș vrea foarte scurt să pun o întrebare. De ce nu s-a închis inelul de la Transelectrica? Costă foarte mult. E un proiect care se va finaliza la finele anului 2024 și cel puțin până atunci, din adresele transmise de Transelectrica către Ministerul Energiei, reiese clar că este absolut necesar să funcționeze termocentralele Mintia și Paroșeni. Chiar dacă nu tot timpul anului, dar sunt momente când, dacă nu injectează putere în sistem, există pericolul de a pica sistemul energetic național. Este o chestie de siguranță națională. Este o chestie de siguranță națională. Mi-ați ridicat mingea la fileu, m-ați întrebat mai devreme de ce am acceptat din nou funcția de director general. Pentru că am văzut care sunt perspectivele și viitorul societății. Este foarte clar în momentul de față sprijinul pe care îl acordă Ministerul Energiei, să fac un pic de politică, politicienii din județul Hunedoara, prin faptul că știu că s-au dus de nu știu câte ori împreună cu Consiliul de Administrație, au sprijinit Consiliul de Administrație pe domnul secretar de stat Vișan în demersurile făcute în a ajuta complexul energetic Hunedoara. Nu știu câte ședințe la Consiliul Concurenței. S-a acordat și a apărut în monitorul oficial, am la mine o copie a monitorului oficial, ajutorul de stat pentru închideri mine, pentru minele Lonea și Rupeni, pentru anul 2017. Asta este suma pentru anul 2017. Pe anul viitor, 2018, va fi o altă sumă. Sunt, cum să vă spun, bucuros că s-a reușit programul de ducere a celor două mine până la finele anului 2018. La finele anului 2018, minele acestea nu vor fi închise, vor fi probabil cu niște capacități de producție la capăt de drum, finalizare, dar nu vor avea puțuri închise, nu vor avea lucrări închise, ci numai cele de care clar nu mai este nevoie. În funcție de evoluția pieței cărbunelui pe plan mondial, de evoluția prețului la energie pe plan mondial, de politica europeană, nu se știe ce se întâmplă până la finalul anului 2018, când se gată acea decizie 787 și acea, cum să vă spun, hotărârea Comisiei Europene de a nu se mai subvenționa mineritul în Europa, ci numai acordare de ajutor pentru minele care se închid, nu știm ce se va întâmpla la finalul anului 2018 la nivel european, având în vedere presiunea unor state cum este Polonia, un stat mare în Europa, cum este Cehia, dar vorbesc de Polonia care consumă de 4-5 ori mai mult curent decât România, produce undeva peste 35-40 de mii de megawați, iar 85-86% din acești megawați sunt produși pe cărbune.
Aceleași probleme le au și ei ca și noi. Am o întrebare punctuală și ani de zile m-am tot gândit cine ar fi cea mai nimerită persoană să o pun. Eu cred că acum a sosit momentul. Vedeți, a existat tot felul de construcții din astea, gen Struțo Cămila pe care o conduceți. Știți că mi-e face plăcere să folosesc acest termen atunci când vorbesc despre ceh. Și mă gândeam că, domne, ar fi trebuit să existe un deștept și politic și cu forță să impună ca aceste complexe energetice să fie concepute pe baza producerii unui mix de energie, astfel încât acolo unde a dat Dumnezeu posibilitatea ca un megawatt să fie produs cu un ban, de exemplu, la porțile de fier, să fie compensate cu cele care produc energie și absolut necesar pentru sistem, cum e complexul energetic Hunedoara, cu un preț destul de mare, astfel încât să fie făcut un preț competitiv și acolo unde dă Dumnezeu aceste facilități, să nu intre băieții deștepți și să cumpere energie electrică așa cum au făcut până acum Buzoianu, știți dumneavoastră foarte bine. De ce nu s-a vrut acest lucru? Asta a fost ideea inițială, domnul Poliopol. Ideea inițială, pornită acum aproximativ, cred că sunt 10 ani, 9 cam așa, ani, da, cam așa. S-a discutat de crearea a două mari complexe de producere a energiei electrice în România. Nu mai știu exact cum se numeau. Hidroelectrica, în care să se împartă producătorii pe zone și să fie echilibrată piața. Adică, în același coș de energie produs de cele două societăți să se găsească și hidro, și termo, și nuclear la una din societăți, că nu se putea părți nucleara în două. Exact. Și să plece din start cu un preț de cost al megavatului echilibrat. Apoi, bineînțeles, apărea concurența între cele două societăți. Bine, noi suntem... Deci aia era, vă spun, aia era chiar concurență loială. Ok, așa s-a făcut în statele din vest. Noi suntem singura țară în care producătorii sunt împărțiți pe surse de producere a energiei și intră în concurență. Eu, complexul energetic Hunedoara, intru în concurență cu eolienele, cu fotovoltaicele, cu hidroelectrica, cu CEO. Și acest jaf, cum a fost posibil și cum de nimeni nu cercetează această situație? Dumneavoastră știți că la marea majoritate a societăților a apărut acel fond de privatizare și s-au vândut acțiuni către fondul proprietatea. În anumite cazuri s-au impus, chiar dacă dețin numai 20% din acțiunile unei societăți, au un fel de drept de veto. Chiar dacă au numai 20%, așa au prins în contractul de privatizare. Nu mă întrebați cine l-a făcut și când și nu vă pot da un exemplu concret. Sunt lucruri pe care le-am auzit și eu într-o zonă unde nu a fost la Cârciumă, ci a fost la minister. Nu. Așa, nu? Și s-au opus odată băieții deștepți prin intermediul sindicatelor. Trafic de influență, chestii de-astea. Nu pot să fac asemenea acuzații. Dar cam așa s-au desfășurat lucrurile. S-au deschis procese pe crearea acestui mix energetic. Nu s-a vrut să se amestece în niciun caz hidro cu Hunedoara sau hidro cu Oltenia. Dar este la mintea cocoșului, domnule director general. Toți acești producători de energie au fost făcuți și au fost construiți și au fost dezvoltați în vremea comunismului. Acum, noi în loc să gestionăm pe modelul țările de la Golful Persic, care gestionează în favoarea lor extracția de petrol de acolo. Și poate să vină marile companii americane să bată cu pumnul masă de 100 de ori, îi spun așa, nu domnule, fiecare cetățean de al nostru are drept să beneficieze de resursele sale. De ce s-a permis acest jaf la noi și de ce nu această bogăție excepțională pe care o avem noi nu a fost și nu este în continuare gestionată în folosul cetățenilor, astfel încât să nu fie 50 de bani kilovatul sau cât sufletul meu este, să fie 10 bani sau nu știu, habar n-am. Domnul Poliu, din lipsa unei strategii energetice, cum să vă spun, strategie energetică de consens național, în sensul că nu schimbăm de câte ori se schimbă partidul de guvernământ. Lipsa acestei strategii pe termen lung, că s-a făcut o strategie, cum trecem iarna următoare, s-a făcut, dar ce facem peste 20 de ani,
Asta lipsește. Vedeți, discutam tocmai pregătind emisiunea de astăzi cu cineva și spuneam așa, domnule, dacă facem aceste două societăți mari, în care să intre și complexul energetic Hunedoara, să intre poate și termocentrala, hidrocentrala de la porțile de fier, poate să mai intre Ludușul, poate habar n-am, deci una dintre ele, cealaltă. Dom'le, după aceea putem să o scoatem la privatizare, dar ce și noi 3 miliarde de euro pe ea sau ceva de genul ăsta. Nu 100 de milioane de nu știu ce firfirii. Da, cel mai păcat ar fi să le vindem la fier vechi. Păi da, dar vedeți, cu această strategie și de aceea vă provoc acum să devoalați puțin câteva puncte din proiectul dumneavoastră. Eu cred că asta se vrea, să se vândă la fier vechi. Adică... Nu. Nu. Acum... Eu v-am spus că mi-este foarte clar, sunt foarte clar pașii de urmat ai societății în următoarea perioadă de timp. În urma accesării ajutorului de stat pentru salvarea complexului energetic Hunedoara, de acum 2 ani de zile, condiția pusă de Comisia Europeană a fost separarea activităților minere de cea energetică. Și vă spun că nu este un lucru, dintr-un anumit punct de vedere, rău, în acest sens. Și vă și explic foarte repede de ce. Pentru că noi plătim o redevență pentru cine înțelege despre ce este vorba, la prețul de cost, nu la prețul de vânzare, că este un cost intern. Și vă dau un exemplu. Eu produc la complex energetic Hunedoara cu 100 de lei gigacaloria, nu primesc ajutor de niciunde și atâta mă și cost, 100 de lei gigacaloria. Colegii de la SNIM primesc, poate costă și pe ei tot 100 de lei, sau mai puțin. Sau mai mult. Am dat un exemplu, nu o cifră exact. Am înțeles foarte bine. Dânșii ne vând nouă cu un preț de 50 de lei gigacaloria, restul de 50 de lei primesc ajutor de stat. Dânșii plătesc redevență pe 50 de lei, nu pe 100 de lei sau pe 150 de lei cât ne costă pe noi gigacaloria. Exact. Asta este un dezavantaj al producătorului în amestec cu consumatorul. Cum e cazul nostru, minele cu termocentralele. Asta este un punct de... Am divagat un pic de la direcția din care plecați. Vă spuneam care este, să zicem, unul din puținele beneficii ale separării. Pe urmă, tot de Comisia Europeană a impus ca să fie foarte clar, fără putință de tăgadă, pentru că atunci ajungi să dai ajutorul de stat înapoi și mai primește România și alte sancțiuni până la infringement, amestecarea subvenției, adică ducerea lui spre alte zone. Și atunci s-a cerut clar această separare. Adică să se știe foarte clar și la Uniunea Europeană unde se duc banii. Să știți că ne urmăresc cu foarte mare atenție. Inclusiv emisiunile dumneavoastră le urmăresc. Presa locală. Ale mele. Presa locală. Să nu credeți că nu. Am informații foarte clare când comisarii europeni ne spun, băi, dar voi spuneți în ziarele din Valea Jurii și la emisiunile TV că la voi e lapte și mere. Cazul de acum, facem profit. Cum să facem profit? Am făcut o lună și în rest noi suntem în pierdere. Și o să fim în pierdere pe mai departe, că n-are cum să fie kilovatul 700. Deci, domnul director general, cu tot respectul, păi domnul Michael Merz, să lăsăm acolo, să... Am înțeles că are un post bun în complex, foarte bine. Ce a fost, a fost. Eu vreau să știu ce aveți dumneavoastră de gând. Deci, următoarea etapă. V-a spus că a apărut hotărârea de guvern privind acordarea ajutorului de stat. El a fost pe o notificare, 7-7-19, poate greșesc un pic cifra, din final 2016, în care era specificat închiderea lupenului la 1 octombrie sau 30 septembrie 2017, iar lunea la final de 2018. Următoarea etapă este renotificarea Comisiei Europene. Având deja sprijinul spus și garantat de la minister și s-a discutat inclusiv la Consiliul Concurenței, v-am spus nu știu câte ședințe, această renotificare, încadrându-ne la aceeași sumă de bani, să ducem cele 2000 până la finalul anului 2018. Eu pentru cele 2000 vă pun o întrebare așa, de profan. Deci eu habar n-am, eu sunt habarnist, deci nu mă pricep. Domnul director general, mina Lupeni, fanionul mineritului din Valea Jiului și cu mina Lonea, vor fi închise și rase de pe suprafața pământului după modelul Aninoasa și Dârja? Sau din potrivă, acolo se vor menține niște activități de extracție pe zonele unde
este deschis front de lucru și există pregătire de zăcământ. Deci, domnul Poliopol, nu spun altceva decât ce se poate spune în acest moment. Finalul exploatării în subteran se va produce la finalul 2018. La anul 2018. Final de producție. Da. Dar nu închidere subterană. Nu demolare construcții, nu rambleere puțuri, nu închidere galerii. E o perioadă de timp care se va stabili în proiectul tehnic, care va fi elaborat pentru închiderea minei, până la ecologizarea în totalitatea suprafeței, care se va produce la finalul anului 2027, și prevede continuarea activității în subteran, nu pe producție. Se vor evacua toate utilajele din mină. Se vor închide cu diguri de rezistență anumite zone. Se vor evacua susținerea de pe galerii, cabluri electrice, motoare, mașini de extracție. Activitatea nu se va opri. Iar eu ce vă spuneam? Că noi nu închidem mina, să o radem, iar dacă se întâmplă ceva, avem acces oricând la ea, cel puțin până la turnarea. Aici nu pot să înțeleg eu nimic din ce a spus dumneavoastră. Și anume, eu am fost în Statele Unite, în zona Pittsburgh. Știți, o zonă siderurgică extraordinară, susținută de un minerit pe măsură. Și în programul făcut de Departamentul de Stat al Statelor Unite, am fost plimbat să vizitez o mină de cărbune din zona respectivă. Domnul director general, acea mină putea să dea cărbune de mâine. Mâine dimineață, dacă vreau să dea cărbune, puteau să dea cărbune. Utilajele, toate erau la locul lor și era muzeu făcută. De ce nu se poate și la noi? Adică de ce să scot mașina de extracție? De ce la Petrila mașina de extracție Siemens trebuie demolatul după de, și așa mai departe. Adică sunt niște lucruri care nu... Dar cred că, apropo de mașina de extracție, cred că nu se va demola, nu știu sigur exact situația. Deși am lucrat acolo pe inginer și producție. Acum vă spun eu că a intrat în programul acesta de cultural și... Da. Luată de ministerul, la Ministerul Culturii. Mina de care povesteați dumneavoastră era o mină în conservare. Comisia Europeană ne spune că se acordă ajutor de stat pentru susținerea activității de producție până la finalul exploatării, dar cu termen limită 2018. Cu acoperirea cheltuielilor excepționale. Se numesc articolul 3 și articolul 4 din decizia 787 a Comisiei Europene. Aproape că nu limitează sumele pe cheltuielile excepționale, care înseamnă salarii, compensatorii, acea evacuare de utilaje de care vă povesteam și așa mai departe, dar închiderea trebuie să se facă și este specificat foarte clar, definitiv și iremediabil. Dar eu nu știu, vedeți, scuzați-mă că sunt atât de vehement, dar stau și mă gândesc, ce minți luminate au putut să facă o asemenea decizie care să strice tot ce s-a făcut în această perioadă și dacă în 2050, dau și eu cu presupusul, va fi nevoie de cărbunele acesta. Vor exista bani să se întâmple iarăși o deschidere de la zero a unei mine? Din păcate, nu am mai participat la săparea unui puț din 1992-93. Pe vremea aceea, aproape că nu se schimbaseră foarte mult banii de pe timpul lui Ceaușescu, era un metru de puț, un milion de lei de pe timpul acela. Aproape că sunt similare sumele. Un milion de lei de acum. Păi să sapi un puț, cum a fost la Petrila, de un kilometru. Înmulțiți și dumneavoastră, că mie mi-e greu să adun zerourile. Un kilometru cu un milion. Domnule director general, cu tot respectul, știți ce vreau să vă spun? Eu, pe vremea lui Ceaușescu, am lucrat ca și proiectant la Institutul de Proiectări Minere Cluj. Știți mai bine decât mine. Stați așa, deci aveam o echipă de cercetare pe utilaje și tehnologii de săpare de puțuri. Deci tu exact. Și tocmai de aceea sunt revoltat acum atâția ani, că, domnule, le fată mintea unora niște aberații că ei să rambleze puțul, frate. Da, din păcate așa este... Când puțul explicat respectiv are, pe vremea lui Ceaușescu, la alt întepe, în județul Tulcea, sau... Da, spuneți bine, în Tulcea. În Tulcea s-a închis o mină de ceva pe acolo, habar n-am. Și pe vremea din de tema de proiectare, din de tema cupru de proiectare, mi s-a spus așa, puțul respectiv rămâne în picioare. Faceți, să-l închideți, faceți cum vreți, am făcut niște
podețe așa pe vreo 30 de metri la gura puțului ca să nu închidem puțul, ca să nu ramblem puțul. Și pe vremea aia se putea așa cum se poate. Din păcate așa este. Dacă vreți să mai exploatăm în 2050, trebuie să ne gândim la alte metode de exploatare. De săpat ce s-a întâmplat, ce s-a săpat acum 40-50 de ani. Dar de ce? Nu mai sunt viabile? Intră în presiune, intră... De redeschis ce lucrările actuale va fi aproape imposibil. Gândiți-vă că pică piatra de la sute de metri pe puț. Îi distruge tot sistemul de prindere al moazelor, al ghidajelor. Perfectă dreptate. Distruge structura de rezistență. Dar atâta timp cât îi faci un dop de la solid de 30 de metri la gură, nu știu ce mai pică acolo. Dar v-am spus, așa este manualul de închideri. Cine l-a scris pe ăla? Nu știu. Tot pe modelul Comisiei Europene este făcut domnul Poliopol. Da, bine, bine. Bun, în aceste condiții, dumneavoastră aveți o sarcină, după părerea mea, destul de dificilă de a menține producția de cărbune la minele, cele două mine viabile care mai rămân în funcție, pe o perioadă bună, lungă de timp, pentru ca să asigurați funcționarea celor două termocentrale. Producția ar trebui să se cantoneze cumva la 1 milion de tone pe an, dacă zic bine? Nu am acum, dar vă spun sigur că producția estimată pe minele Vulcan și Livezeni este undeva la 650.000 de tone pe an. Eu întreb, această cantitate de cărbune, 650.000 de tone pe an, va fi suficientă pentru menținerea în funcție a celor două termocentrale în siguranță? Da, pentru că asta înseamnă să nu funcționeze non-stop. Dar aici m-ați adus la SIEG. Acel SIEG, Serviciul Economic de Interes General, pe care ni-l permite tot Comisia Europeană să recunoaștem costurile de producție ale megavatului și implicit costurile de producție ale cărbunelui la cele două mine, Vulcan și Livezei, vor primi un preț printr-un contract ferm. Cred că a apărut în presă și a fost o dorință să se specifice și în acel protocol semnat de sindicate cu conducerea Ministerului, contract ferm pe întreaga perioadă privind prețul acordat cărbunelui. Din calculele făcute de colegii de la cele două unități miniere, reiese că undeva în jurul valorii de 90 de lei pe gigacalorie, minele Vulcan și Livezeni având cel mai mic preț pe gigacalorie și la condițiile noastre geologice, tectonice, pe care le avem în subteran, este aproape imposibil de obținut prețuri mai mici pe gigacalorie. Putem obține în anumite perioade când ajungem numai la cules. Nu-i laud pe colegii de la SNIM, dar colegii de la SNIM au niște prețuri foarte mici în momentul de față pe gigacalorie. Sunt colegii mei și am lucrat o perioadă destul de lungă și acolo. În momentul de față o perioadă foarte mică, cu preț foarte mic pe gigacalorie. Sunt numai la culesul merelor. Nu mai au alte activități aproape. Domnule director general, trebuie neapărat să facem o mică pauză de publicitate, pentru că și așa suntem în mare încurcătură cu aspectul ăsta al activității noastre, dar revenim după pauza de publicitate și aș vrea să vă întreb concret în legătură cu angajările, cu discuțiile astea care au apărut în presă și care ar trebui să fie clarificate odată pentru totdeauna, în opinia mea. Haideți să facem publicitate și revenim. Vino să descoperi că mâncarea nu e doar ceea ce pui în farfurie, e artă. Răsfață-te cu meniul nostru exclusiv și gustă preparate unice, dar și mâncarea tradițională reinterpretată într-un stil propriu. Vino la Rusu să te bucuri de viață și să descoperi cu adevărat arta culinară. Mm-hmm.
Agenția Locală a Energiei Alba și Consiliul Județean Alba vă invită la Green Fashion Show 2017, cel mai tare spectacol de modă neconvențională. Veniți joi 11 mai la Alba Mall de la ora 17 pentru a urmări parada costumelor eco, realizată din materiale reciclabile de liceenii din județul Alba. Invitați special DJ Rino și Silvia. Joi 11 mai, ora 17, Alba Mall. Green Fashion Show 2017. Rețeaua ACTA. Gratuit și exclusiv. Calu! În nemernicia mea, ca un câine turbat. Ocupațiunea ta mintală, cocoșilă, e la alte prostii. Ești prost. De 2000 de ani poporul ăsta râde. Râde! Tu! Sau fără voia cuiva! Doriți o scenă tragică, o scenă comică sau o scenă de amor? De acum înainte se va vorbi românește! Asta-i pohta ce-am pohtit. Un canal TV de filme românești. E nemaipomenit ăsta! Dar cum îl cheamă? Cinemaraton. De la 30 martie, oferit de ACTA. Ispite culinare la tot pasul, în fiecare zi, dar și la mesele festive. Fiobilin se recomandă când ai bila leneșă pentru că o ajută să funcționeze normal, asigurând o digestie mai bună. Fiobilin pune bila leneșă la lucru. Ai nevoie de bani? Vrei să economisești și să ai acces rapid la economiile tale? CEA Reparângul vă oferă cu un minim de cerințe pentru creditare o gamă diversificată de împrumuturi cu dobânzi atractive în cele mai avantajoase condiții de pe piață, rate fixe și oportunități de refinanțare. CEA Reparângul oferă posibilitatea de a crea un cont de economii pentru minori. De asemenea, CEA Reparângul oferă ajutoare nerambursabile în caz de boală sau deces. Vă așteptăm la sediile din Valea Jiului din Petroșani, sediul central vis-a-vis de HP, în spatele Teatrului Dramatic din Petroșani și în cartierul Aeroport. Vă stăm la dispoziție și în orașul Petrila, dar și în municipiul Vulcan. Pentru mai multe detalii ne puteți contacta la numerele de telefon 0725 573 432 și 0354 100 202 sau pe pagina de Facebook CEA Reparângul, soluția eficientă pentru fiecare. Va surprinde Aquapark Arsenal, Orăștie, județul Hunedoara. Mai multe detalii pe aquaparkarsenal.ro. Societatea comercială Eurofruta SRL organizează selecții de personal feminin pentru campania de căpșuni afine și zmeură. Înscrieri la telefon 0247 411 247.
Împreună cu invitații noștri vom căuta răspunsuri la întrebările care ne preocupă în viața de zi cu zi, dar mai ales vom căuta răspunsuri la întrebările incomode pe care nimeni nu vrea să le pună. Sunt Nicu Popescu și vă aștept în fiecare zi de marți și de joi la Verde în față. Starețul schitului Straja, Dimitrie Ivașco, te invită în fiecare joi de la ora 20 și 30 de minute la Sfaturi duhovnicești. Doar pe Capital TV. De kilometri distanță de agitația Bucureștiului se află cealaltă capitală, iar noi, cei de la Capital TV, vrem să vă arătăm tot ce-i mai bun și mai frumos în ea. Oameni talentați, idei de succes, afaceri mici și mari, zâmbet și culoare. Sunt Andreea Bogdan și vă spun bun găsit din cealaltă capitală, de luni până miercuri, de la ora 18. Filme și actori nemuritori într-o emisiune eveniment. Legendele filmului. Da, bună seara, doamnelor și domnilor, suntem din nou în direct pentru partea a doua ediției noastre din această seară, ediție specială cu domnul inginer Violet Stancu, directorul general al Complexului Energetic Hunedoara. Domnule director general, băgați de seamă că nu folosesc termenul peiorativ, folosesc termenul oficial, Complexul Energetic Hunedoara. Spuneți-mi și mie, la începutul acestui an s-au făcut niște oferte de angajare, duceți lipsă de personal, cum e cu personalul, care e situația, pentru că pe de altă parte am auzit că s-au mai făcut și niște angajări de-astea foarte curioase, fără concurs și fără plic. Domnul Poleopel, fiecare răspunde pentru ce face până la urmă. Acum eu sunt la curent cu aceste angajări pentru că am avut o adresă a Consiliului de Administrație pe care mi-a fost înmânată în urma ședinței Consiliului de Administrație de ieri și o să revin și o să vă povestesc și tema Consiliului de Administrație de ieri. Prin care s-a cerut o situație a angajărilor din ultima perioadă la Complexul Energetic Hunedoara. M-a spus, fiecare răspunde pentru ceea ce face. Corect. A fost făcută o informare la Consiliul de Administrație, sarcina angajărilor revenindu-i directorului general, prin care a fost informat Consiliul de Administrație că sunt necesare, s-a întocmit un referat de necesitate cu explicațiile de rigoare privind angajarea minim 100 de persoane, specificându-se specialitățile de care este absolut nevoie. General, era absolut nevoie în subteran pentru... Exact, pentru subteran cele 100 de angajări. S-a ținut un concurs la începutul lunii aprilie. S-au înscris, cred că vreo 100, n-aș vrea să greșesc, 136 de persoane de specialitate lăcătuș, electrician și miner subteran. Din câte știu, sau dacă sper să-mi aduc aminte exact, sunt 69 de angajați, pentru că pe partea de electricieni au fost mai mulți doritori care au fost și admiși, adică au obținut notă pentru a fi angajați, dar s-au ocupat numai posturile câte au fost scoase pentru electricieni și au rămas
cred că 25 de persoane în așteptare. Pe partea de Lăcătuș au rămas 7 posturi vacante, dacă nu greșesc, neobținând toți cei care s-au înscris la concurs nota, calificativul de minim 5 sau 6, cât a fost specificat, n-am fost implicat în acest proces de angajare. Iar pe partea de minerit, miner subteran, cred că n-aș vrea să greșesc, dar cred că undeva la 20 și ceva, 23 de persoane mineri pentru subteran. Deci, în total, 69 de angajări cu 25 în așteptare. Totodată, de-a lungul timpului, să zicem, de la ieșire în insolvență încoace, s-au făcut 35 de angajări pentru, despre care vă poate explica domnul Meltzer pentru ce le-a făcut, pentru că eu le-am consemnat. Mi-a făcut o recomandare pe care nici cum n-am cum să o urmez. O transmit Consiliului de Administrație. Ce este surprinzător este că am angajat și personal de suprafață, am angajat personal la Onyx când noi nu avem cu cine porni fluxurile în subteran. Deși Onyx-ul l-am scos înspre închiriere, spre o altă societate și s-a și aprobat din 1 decembrie această închiriere, cred că, dacă nu greșesc, 5 persoane sunt angajate pentru Onyx. Onyx care am schimbat fostul șef de, cum se numea, restaurant, hotel, pentru că a produs pierderi, am pus un alt coleg implicat în domeniu, dar tot pierderi în continuare. Hotelul Onyx nu poate să aducă beneficii complexului. Bine, dar starea în care a fost conceput acest hotel ca și casă de oaspeți, Compania Națională a Huilei, Regia Autonomă a Huilei, celelalte entități care au fost înainte, aveau un schimb cu exteriorul, veneau oameni aici. Aveau, domnul Poliopol, veneau delegații din Polonia, că veneau cu utilaje minere, veneau să monteze mașini de extracție din Rusia, din Polonia, veneau din Cehia. Veneau foarte mulți proiectanți care... Exact, se tocmeau tot felul de studii. Exact. Hotelul era ocupat de personal intern, nu de personal extern. La noi, cine să vină să se cazeze în condițiile pe care le mai asigurăm la Hotel Onyx, care sunt aceleași de acum 30 de ani? Păi bine, dar din păcate, repet, din păcate, activitatea de minerit nu mai cunoaște acea efervescență din anii trecuți și cam puțini oameni vin. Poate vine Consiliul de Administrație, poate vin 2-3 delegați care... Să știți că și Consiliul de Administrație în ultimul timp nu s-a mai cazat la Hotel Onyx. Nu mă întrebați care sunt motivele. Înseamnă că am înțeles foarte bine care sunt motivele. E clară situația. Dacă nici Consiliul de Administrație nu s-a cazat, înseamnă sunt, să ale... Să știți, o parte din camerele din hotel renovate sunt condiții bune pentru 2 stele. Dar acum depinde de pretenții și să știți că la aceleași prețuri practicate de noi se găsesc la condiții mult mai bune lângă noi. Sau un pic mai în stânga sau mai în dreapta. Am înțeles. Domnule director general, mai avem fix 12 minute și în aceste 12 minute aș vrea să vă rog pe dumneavoastră să creionați așa în câteva cuvinte perspectiva imediat următoare. Mi-a spus că rămân cele două mine, rămâne activitatea de producere a energiei electrice, dar vreo perspectivă de, să spunem așa, siguranța locului de muncă pentru oamenii ăștia există? E grija noastră numărul 1, domnul Poliopol. Grija ca omul să iese din mină sănătos sau neaccidentat, să nu spunem așa, că microclimatul din subteran nu-i aduce sănătate omului. Dar măcar să nu iese accidentat, să nu iese intoxicat cu gaze, să nu iese lovit, schilodit sau, Doamne ferește, și mai rău. În ultima vreme v-a ferit Dumnezeu de asemenea evenimente nedorite, au fost foarte multe. Unii cârcotași spun așa că ar trebui să se facă un memorial al minerului căzut la datorie, pentru că au fost peste 3.000 de mineri, oameni morți în mine. Dumnezeu să-i odihnească. Ostași care au murit din această zonă. Cum să vă spun eu? Totuși, eu sunt organic legat de această activitate și îmi pare rău să văd că tot mai puțini oameni vorbesc de activitatea asta, tot mai marginalizată este. Și, din păcate, este activitatea care ține în viață această zonă și va ține în viață această zonă. Domnul Poliopol, angajați la Complexul Energetic Hunedoara sunt aproape 5.000 de oameni. Ei, pe orizontală,
cu familii, cu activități conexe. Socoteala este că peste 20.000 de oameni, deși sunt numai 5.000 angajați, trăiesc în jurul complexului energetic Hunedoara. Noi trebuie să avem grijă de acești oameni. Mie, efectiv, mi-s dragi și minerii și energeticienii. De mineri nu am decât cuvinte de laudă. Sunt cei mai bărbați, bărbați. Aveți o problemă, sau cel puțin complexul energetic Hunedoara s-a confruntat cu o problemă și eu am niște dosare pe care eu le am, cu activități infracționale care au fost derulate de către unii dintre angajații dumneavoastră și pe care parchetul, nu știu, din vari motive le-a clasat. Cum vedeți stoparea acestor activități care oricum mai face pierderi foarte mari pentru complex? Nu știu exact la ce vă referiți, dar ce vreau să vă spun după este ce terminăm, că... După ce terminăm această discuție, sau mâine, sau văd eu când pun... Adică am dosarul, dar nu știu unde este, o să vă dau dosarul și o să... O să văd. Eu ce vreau să vă spun este că la noi activitatea este foarte publică. Nu neapărat că vrem noi să o facem, ne obligă legea. Orice facem ca și achiziție. Se face... Nu, domnule director general, nu la asemenea aspecte mă refer. Cu achiziții, cu nu știu ce, nu despre asta e vorba. Că știm că în ultima vreme, chiar dacă ați fi vrut să faceți achiziții, n-ați prea avut bani și... Am avut bani, n-am avut nici măcar ofertanți pentru ce am dorit să cumpăr. Și eu mă refer la activitățile concrete de la, de exemplu, la preparația Corești, acolo. E un caz unde un șef de sector folosea mașina întreprinderii, carburantul întreprinderii, erau pontaje fictive pentru niște angajate care, de fapt, erau în Italia. Acest individ a scos din magazia unității tot felul de materiale ca să-i facă la Ginerisul, nu știu ce. Acestea sunt datele din dosarul de la procuratură, nu vă spun că eu le-am inventat. V-am spus că nu-l cunosc, dar oricum cred că s-a întâmplat cu mult înainte de cei doi ani de când sunt eu înapoi în complex. Deci, bineînțeles, nu despre perioadă, deci nu despre faptul că în perioada noastră s-ar fi întâmplat treburile astea. Dar aceste lucruri vrând nevrând sunt inerente. Cum veți acționa ca cel puțin să reduceți foarte mult asemenea acțiuni și activități? Aceste, orice activitate din cadrul complexului are o procedură, sunt regulamente. Și avem personal nu specializat, care are în fișa postului urmărirea respectării acestor proceduri și regulamente. Dacă o să avem grijă să respectăm aceste proceduri și regulamente, nu zic că stopăm 100%, dar putem reduce... Știți ce m-a surprins în dosarul respectiv? Scuzați-mă, dar asta e și de râs așa, adică haideți să ne distrăm un pic. Când directorul general de la vremea respectivă al complexului energetic Hunedoara a cerut firmei de pază, pentru că știți, la fiecare unitate, când ești pe poartă... Este un registru prin care sunt trecute persoanele și, sau exact, mașinile, utilajele care circulă pe... Și această activitate a fost externalizată la momentul respectiv, de la unitatea respectivă. Și când directorul general, prin corpul de control al directorului general, a cerut și am adresa, și am adresa de răspuns, aia de la pază n-a mai găsit dosarul ăsta, registrul respectiv. Deci, vă dați seama. Ce măsură ar putea să ia directorul general într-o asemenea situație? Vă dați seama că trebuie să te îndrepți împotriva firmei de pază, să urmărești clauzele contractuale și eventual să renunți la contract și să îi impuți o parte sau poate chiar pierderea integrală, dacă poți demonstra că pe... Păi primii... dacă pe perioada aia n-au avut ăștia registru acolo la poartă, adică nu găseau registru. Deci sunt și niște situații de-astea pur și simplu penibile, despre care mi-e face o deosebită plăcere să vorbesc în seara asta, pentru că ne mai și destindem puțin așa. Eu n-aș râde că se întâmplă asemenea lucruri la complex, sau că s-au întâmplat. Eu nu știu de asemenea situații în ultima perioadă, mă refer la ultimii 2 ani de când deci, m-am spus înapoi. Știți, dar... situația respectivă, adică în situația respectivă se poate cumva recurge și la informațiile din presă. Adică mie... Și vă felicit pentru atitudinea asta și îmi pare bine că ați ajuns în funcția aceasta, pentru că eu cred că
acest complex energetic și administrațiile care au fost înainte au avut așa o repulsie față de presă. Și dumneavoastră, din potrivă, din contră, văd că aveți așa o deschidere și mie... Eu consider că nu am ce ascunde. Nu se pot scoate în presă datele confidențiale ale societății. Dar v-a întrebat ceva. Nu mi-ați cerut așa ceva, Doamne ferește. Dar eu zic că faptul că zona aceasta depinde... Nu, și credeți-mă că deocamdată nici nu l-am negociat, dar probabil că l-are cât a avut și domnul... Dar nu contează cât l-a avut. Dar eu v-am întrebat... Nu a fost un salariu spectaculos, așa că nu. Dar nu contează asta. Dar considerăm că legătura cu presa poate duce la informarea cetățenilor Văijului, care majoritatea își desfășoară activitatea sau ce discutam înainte, trăiesc în jurul complexului. Sunt legați. Toată lumea are o cunoștință, o rudă, un frate, tata, mama, fratele, care lucrează la complex. Și e bine să fie informați privind activitățile desfășurate, viitorul complexului, care sunt căile de urmat. Și v-am spus, cu drag vă spun că văd o ieșire din situația actuală fără probleme deosebite, cu oameni mulțumiți, cu drepturile asigurate și cu o ieșire la pensie, să dea Dumnezeu să fie sănătoși. Și o întrebare foarte scurtă și foarte incisivă așa. Vedeți, personalul din cadrul complexului este cam îmbătrânit așa. Ce măsuri veți lua pentru ca acest personal să fie de o vârstă corespunzătoare, astfel încât activitatea lor să fie eficient acolo la locul de muncă? E o întrebare la care e greu de răspuns. Eu, într-adevăr, cunosc foarte bine situația vârstei pensionarului din Minerit și vă spun sigur că este undeva media de vârstă în jurul vârstei de 42-43 de ani. Gândiți-vă că minerii beneficiază și să dea Dumnezeu să beneficieze până la ultimul miner de acea ieșire la pensie după 20 de ani de subteran și 45 de ani limită de vârstă. Legislația a ajutat în ultimul timp să se facă dreptate și privind modul de calcul a pensiei. Va fi greu de înlocuit cu personal tânăr, personalul actual. Odată, pentru că nu mai sunt specializări în zonă. La institut, efectiv, vorbesc poate pentru cadre tehnice, dar la liceul de specialitate nu se mai înscriu pe partea mineră. Pentru că noi n-am văzut o perspectivă în minerit. Tot timpul s-a discutat de închidere. Da, exact. Tinerii noștri nu mai vin să angajeze la mină, pleacă în țări străine. Adică un tânăr care, să zicem, este în situația de a termina liceu industrial, da? Păi se gândește, mă frate, la ce mină să mă duc eu să mă angajez? Dacă sunt 100 de locuri de muncă și... Și gândește și altcumva domnul Poliopol, zice, păi mă duc la mina, are nevoie, să știți, să la toate minele este deficit fantastic de personal. Fantastic de personal. Oamenii au ieșit la pensie, oamenii, o parte dintre ei, au probleme de sănătate datorită activității pe care au desfășurat-o în subteran și sunt descompletate locurile de muncă. Și dumneavoastră ar trebui să aveți o preocupare extraordinar de aplicată pentru această problemă, că indiferent ce va fi, cel puțin aceste două mine și termocentralele vor funcționa o perioadă mult mai lungă de timp. Domnul Poliopol, parte din personalul de la minele Lonea și Lupei, momentul încetării activității și automat se va reduce și personalul când ajungem pe acele evacuări de utilaje și închideri subterane. Parte din personalul care nu va îndeplini condițiile de pensie până la finalizarea activității sau de care se consideră că nu mai este nevoie la mina Lupen sau Lonea, li se va oferi fără discuție locuri de muncă la cele două mine. Da, dar nu cred că ar trebui să vă bazați doar pe această rezervă de forță de muncă. Nu. Eu cel puțin personal nu am apucat să port aceste discuții cu Consiliul de Administrație, nici cu colegii de la sindicate, dar le știu doleanțele. Că vor angajeri. Eu știți, acum nu vă pot considera la început de drum. Eu trebuie să vă consider, domnule, directorul general, eu pun problema. Da, vom pune problema angajărilor de personal, dar după, cum să vă spun, o atentă analiză a resurselor umane interne. Și a nevoilor. Exact. În funcție de evoluția unităților minere, vom avea foarte mare atenție să nu rămână unitățile fără personal. Și mai am ultima întrebare înainte de a finaliza această discuție foarte interesantă și anume, cum veți implica Universitatea Tehnică din Petroșani în rezolvarea problemelor dumneavoastră? Pentru că, în opinia mea personală, dumneavoastră, cea mai reprezentativă
și instituție din și respectabilă instituție din județul Hunedoara, totuși rămâne universitatea. Și în ultimii ani, în acești 27 de ani, universitatea a fost așa cumva marginalizată și vorbeam cu prorectorul universității, domnul Edelhauser, și domnule, la facultatea de mine, zic, cât termina anul ăsta, domnule, facultatea de mine subteran? Și domnul prorector, n-aș știu să-mi spun o cifră exactă, dar în orice caz, cifra era de ordinul unităților. Așa este. Și dumneavoastră veți avea nevoie de specialiști și cu pregătire superioară. Domnul Poliopol, ca specialiștii să vină înspre minerit, trebuie să-i pui perspectiva de timp pentru care el își va găsi loc de muncă. Și domnule, eu termin, mă duc la facultate, fac, nu știu acum, 4 ani, 5 ani de facultate, lucrez ca să ies la pensie de la mine sau lucrez numai 3 ani și apoi ajung șomer. Da. Domnule director general, trebuie neapărat să încheiem această ediție a emisiunii noastre, ediție specială. Eu promit că o să vă invit de mai multe ori astfel încât să urmărim evoluția complexului energetic Hunedoara, pentru că ne interesează pe toți. Vă mulțumesc că ați fost aici și vă doresc succes. Și eu vă mulțumesc și promit să vin de câte ori am ceva de spus în ajutorul informării oamenilor din Valea. Vă mulțumesc pentru această promisiune, doamnelor și domnilor. Urmează celelalte emisiuni foarte interesante ale programului, ale postului nostru de televiziune. Va veni domnul Cornel Pintea de la ora 20:30 și rămâneți alături de Capital TV pentru că merită. La revedere, ne vedem mâine seară, începând cu ora 20:30.